Seara aceasta avem subiectul smereniei în îmbrăcăminte, împodobirea creștinului sau podoabele creștinului. 1 Petru 3,1 Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau din oară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Ficele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Preobiților, atunci când vorbim de podoabele vieții creștini, împodobirea creștinului, ne referim la două dimensiuni ale vieții. În primul rând ne referim la port, la portul creștinului, care se referă la Îmbrăcăminte, și, în general, imaginea exterioară. Și ne referim la comportamentul creștinului care se referă la vorbire, la atitudini și la fapte. Întotdeauna, smerenia ca stil de viață trebuie să îmbrace aceste două dimensiuni ale vieții creștine: portul și comportamentul. Smerenia nu poate lipsi nici din una, nici din cealaltă. Pentru că dacă smerenia lipsește din comportamentul nostru, Degeaba ne-am purta într-un mod smerit, degeaba portul nostru ar fi modest și smerit. Dumnezeu ar fi onorat, poate, că avem această smerenie a imaginei exterioare, dar el care cunoaște inima va fi 100% deranjat de un interior care ne declară farisei. Că adică. Încercăm să mascăm, să așezăm smerenia ca o mască pentru ca să atragem aprecierile celor din jurul nostru, dar în interior numai smerenie nu este. Pe de altă parte, un port lipsit de smerenie dovedește că nu există smerenie nici în interior. Iată de ce, nu putem negocia și separa aceste două dimensiuni de viață creștină, nici una fără cealaltă, nici una împotriva celeilalte. Ori vom fi smeriți în port și în comportament, ori smerenia dintr-una nu ne va ajuta la nimic și lipsa de smerenie din ea, Va dovedi absența ei și în interior. Iată de ce, în această seară, aș dori să vă aduc în atenție, bazați pe textul care a fost citit, câteva podoabe pe care le recomandă Cuvântul lui Dumnezeu în viața creștinului. Prima podoabă este podoaba salvării sau podoaba mântuirii. În Isaia, în capitolul 61, versetele 10 și 11, profetul vorbind despre Domnul Isus Hristos este un mesaj profetic pe care Mesia, Hristos Domnul, îl reia și îl transmite. Am fost uns să aduc vestea bună a eliberării, a mântuirii, Isaia spune aici așa, Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. Este vorba de Hristos Domnul care vorbește despre Dumnezeu Tatăl, despre bucuria Lui în Dumnezeu Tatăl, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, nu hainele care să-L mântuiască pe Hristos, că Hristos Domnul nu avea nevoie de mântuire. Hainele care să aducă mântuire oamenilor. M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Căci după cum pământul face să răsară lăstarul lui și după cum o grădină face să încolțească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor neamurilor. Dragii mei, mântuirea este o podoabă pe care Dumnezeu a așezat-o în Fiul Său, în Domnul Isus Hristos, să ne-o aducă fiecăruia dintre noi. Este o haină a mântuirii pe care El a îmbrăcat-o venind în lumea aceasta, pentru ca pe fiecare dintre noi să ne îmbrace la rândul nostru în ea, în haina neprihănirii sale, luând asupra Lui haina păcatelor noastre și purtând-o la calvar pe cruce, dându-și viața pentru noi. Oamenii caută lucruri de preț în lumea aceasta. Însă spune Biblia că un om a găsit o comoară de preț într-o țarină. Și așa de mult a dorit comoara aceea, încât a dat tot ce avea ca să cumpere țarina. Pentru că în țarină, fiind comoara, a avut în felul acesta și comoara. Aceasta îl reprezintă pe Dumnezeu, pe Domnul Isus Hristos, care a venit în lumea aceasta, și a plătit prețul pentru mântuirea tuturor oamenilor. Pentru că în această țarină a lumii, țarina este lumea, era o comoară neprețuită, era un popor al lui Dumnezeu, care este podoaba lui Dumnezeu. De fapt, frați și surori, când vorbim de podoaba mântuirii, nu vorbim doar de această haină minunată, strălucitoare, pe care ne-o dă Dumnezeu mântuindu-ne sufletele, dar noi, copiii lui Dumnezeu, devenim noi înșine podoaba lui Dumnezeu. Podoaba mântuirii este poporul mântuit al lui Dumnezeu. Și mă rog din toată inima, Domnul să ne facă pe toți podoabe în cununa lui Isus Hristos. Aceasta este podoaba salvării, a mântuirii. Apoi, a doua podoabă despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu este podoaba Sfințeniei. În psalmul 93, versetul 5, spunea psalmistul, mărturiile tale sunt cu totul adevărate, sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile. Scumpii mei, casa lui Dumnezeu din vechime, vechiul Ierusalim, nu mai este ceea ce a fost. Templul care era odinioară casa lui Dumnezeu, nu mai este astăzi. Este doar platoul acela uriaș, pe care, din păcate, este construită o moschee, un loc de închinare al musulmanilor. Am văzut locașul acela, locul acela, am mai rămas un zid unde plâng evrei. Își plâng trecutul glorios, își plâng căderea și plâng pierderea Templului, care era casa lui Dumnezeu. Dar Cuvântul Domnului spune că noi suntem casa lui Dumnezeu. Acum, noi nu mai avem nevoie de un oraș anume, de un loc anume, de un munte anume. Acum, casa lui Dumnezeu, Templul Duhului Sfânt, ești tu și sunt eu. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Că pentru toate vremurile, în vechime, când era Templu, și astăzi când nu e Templu, când casa lui Dumnezeu este formată din pietre vii, podoaba casei lui Dumnezeu este sfințenia pentru tot timpul cât vor ține vremurile, pentru atunci și pentru acum. Dumnezeu ne cheamă și ne cere să ne împodobim viețile cu sfințenie. Vedeți? În textul pe care l-am citit, dacă în dreptul podoabei mântuirii, care este foarte importantă, spunea în primul verset din 1 Petru 3, tot astfel nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, și eu cred că lucrul acesta se referă ca o mărturie și când bărbatul este credincios și soția nu ascultă cuvântul. Să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, în cazul acesta. Aceasta este podoaba mântuirii care trebuie cultivată în familiile noastre, în jurul nostru. Dar apoi, în versetul 5, cuvântul Domnului spune despre podoaba Sfințeniei. Astfel se împodobeau odinioară Sfintele, femei, femeile sfinte. Și iarăși în contextul acesta ni se vorbește mai mult despre partea surorilor, dar principiul se aplică întregului trup al Domnului Isus Hristos. Frații nu sunt scutiți absolut deloc și noi trebuie să ne împodobim cu Sfințenia, pentru că fiecare dintre noi suntem temple ale Duhului Sfânt, împreună suntem casa lui Dumnezeu și podoaba casei lui Dumnezeu cât vor ținea vremurile, este Sfințenia. În 1 Cronici, capitolul 16 versetul 29, un pasaj, un context care se referă la aducerea chivotului în casa lui David și este reluat același lucru, tot ce spune în întâi Cronici 16 cu 29, în Psalmii 29 cu 2, 96 cu 9 și 110 cu 3, dați Domnului slavă pentru numele Lui, aduceți daruri și veniți înaintea Lui, închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe, sfinte. Psalmul 45, de la versetul 1, cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie, războinic viteaz, Încingeți sabia, podoaba și slava. Da, slava ta. Scumpii mei, slava lui Dumnezeu este una cu sfințenia lui Dumnezeu. Când lipsește din, de undeva, din viața cuiva, dintr-o biserică, dintr-o comunitate, dintr-o națiune, sfințenia, acolo nu e nici slava lui Dumnezeu. Și unde nu este slava lui Dumnezeu, în mod implicit, nu este sfințenie. Vă aduc aminte atunci când chivotul a căzut în captivitatea filisteană și femeia aceea moribundă, nora lui Eli, a lui Eli, trăgea să moară la nașteri, i-a pus nume fiului său, Icabod, nu mai e slavă. Ea credea că nu mai e slavă pentru că nu mai e chivot. În realitate, nu mai era slavă pentru că în poporul Domnului și chiar la cortul întâlnirii lipsea neprihănirea și sfințenia, mari atrocități morale erau comise chiar la ușa cortului întâlnirii. De aceea, aici când auzim această uh, invocare a viteazului lui Dumnezeu să-și încingă sabia, podoaba, și slava, slava e însoțită de podoaba Sfințeniei. Fibiruitor, biruitor, în tău de luptă apără adevărul, blândețea și neprihănirea Sfințenia, și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate, săgețile tale sunt ascuti, ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic, toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate, tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, și din nou referire la Domnul Isus Hristos, faptul că a fost uns să aducă vești bune, vești de eliberare, de izbăvire. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns cu un îndemn de bucurie mai presus decât pe tovară și tăi de slujbă. Podoaba salvării, podoaba sfințeniei. În al treilea rând, Cuvântul Domnului ne vorbește despre podoaba seriozității. Trăim într-o lume a divertismentului. Oamenii vor să fie distrați. Vă rog să observați că la radio, media, canalele de televiziune, spectacole, e plină lumea de ele. Oamenii vor să fie distrați. În mod deșanțat, tot felul de glume proaste, o ironie în afara bunului simț. Și râd oamenii de noi pot. Și din nefericire, mulți oameni vor să fie distrați în biserică. Cineva punea dată întrebarea, de ce în ziua de astăzi se spun atâtea glume la învoane? Să mă înțelegeți, am simțul umorului. Înțeleg o ironie fină. Poate că sunt și glume bune, știu eu. Să, dragii mei, permiteți-mi să vă spun că atunci când venim la casa lui Dumnezeu, nu venim să râdem în hohote. Începem să ne distrăm. Există predicatori care nu își încep predica decât cu o glumă. Să râdă toată adunarea, să le descrețească frunțile. Și permiteți-mi să vă spun: în starea actuală a creștinismului, creștinismul nu prea are nevoie să îi se descrețească fruntea. Creștinismul de ani de zile e cu fruntea prea descrețită. Ascultați ce spunea omului Dumnezeu Iacov acum aproape 2000 de ani în capitolul 4 din epistola sa. Îi spune așa, versetul 8, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi, curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare, smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Scumpii mei, dacă copiii lui Dumnezeu, de la cei mai în vârstă până la cei mai tineri, au nevoie în ziua de astăzi de ceva. Este de seriozitate. Prea mult s-au jucat oamenii cu viața lor, cu viitorul lor veșnic. Prea mult au crezut că glumim pentru că probabil prea mult am glumit. Dacă noi care suntem copiii lui Dumnezeu nu luăm în serios Evanghelia și poruncile sfinte, cum să le ia în serios lumea? Frații mei, ar trebui să căutăm înțelepciunea lui Dumnezeu și un duh de chipzuință care ne-a fost dat prin Duhul Sfânt, omul care chipzuiește, care își face socoteli serioase în viață, este un om duhovnicesc. Omul care ia viața ca apă, așa, curgătoare, când pe lângă un munte, când într-o vale, este un om neserios care se joacă cu viitorul lui. Spunea un tată către fiul său în Proverbe 3, 21 și 22, Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi, păstrează înțelepciunea și chipzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Vrei să porți o podoabă? poartă podoaba seriozității, chiar dacă cei din jurul tău vor crede că ești plictisitor. Trăim într-o vreme în care tinerii caută aventuri, li se pare că dacă n-au ceva picant de povestit la următoarea lor întâlnire șuietă, nu vor mai fi băgați în seamă, sunt plictisitori, sunt respingători. Fac o paranteză și vreau să vă spun că am trăit o viață de tinerețe foarte singuratică. Pentru că există căi ale distracției care duc la moarte. Mulțumesc părinților mei, în special mamei mele, care mi-a făcut tinerețea foarte plictisitoare. Mă duc și nu. Pot să. Nu. Da, acolo nu. Am fost frustrat de multe ori. Dar bine binecuvintez acele nuri care m-au ținut departe de căile nelegiuirii. Pentru că sunt alunecoase, e greu să mergi pe ele și să nu te potignești, să n-aluneci și să nu dai de pământ. Stimați fras și surori, aveți grijă pe ce căi mergeți în lume. Pentru că orice cale pe care nu merge Domnul, trebuie să-l recunoști în toate căile tale, orice cale de pe care lipsește seriozitatea este o cale a morții, o plăcere de o scurtă durată dar care sfârșește în iad și în pierzarea veșnică, nu te juca cu veșnicia ta. Ascultați ce îi spune acestui fiu în Proverbe 7 de la versetul 1. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi păzește învățăturile mele ca lumina ochilor, nu te joci cu lumina ochilor. În săptămânile trecute, datorită situației de sănătate, vederea mea a oscilat de la o zi la alta. În seara asta port o pereche de ochelari pe care i-am ținut într-un sertar vreo șapte ani de zile. De atunci mi-am schimbat de două ori dioptriile și m-am trezit că acum cu ăștia văd foarte bine. Însă în trei săptămâni, uneori vedeam mai bine fără ochelari decât cu cei pe care i-aveam. Am panicat, nu atât de mult datorită diagnosticului, cât datorită faptului că nu vedeam bine. Mă uitam în sală și spuneam cum se face că nu mai văd nici pe cei de la jumătatea platformei încolo. Nu-i mai pot distinge, nu mai vorbesc. De la primul rând în sală nu distingeam nicio față. Într-un fel era bine. Scumpii mei, cu ochii nu te joci. Te joci cu multe, dar cu ochii nu te joci. N-ai să lași pe niciun jucăuș să vină cu degetele să-ți le bage în ochi. Era o vorbă. Ai grijă de un lucru, cade ochii din cap sau cade lumina ochilor. De mântuire trebuie să avem grijă ca de lumina ochilor. Așa să o păstrăm și așa să o păzim. Fiule, păstrează cuvintele mele, ține la sfaturile mele, ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Vrei podoabe? La gât, la degete, unde vrei tu? Ia înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu. Poartă în inima ta și în viața ta și fii serios cu aceste principii. Credele, cunoaștele, le Zi înțelepciunii tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia sau de bărbatul altuia. de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare, dragii mei, suntem în pericolul să cădem pradă cuvintelor ademenitoare. Atât apariției ereziilor, cât și a păcatului în viața credincioșilor apare sau se întâmplă prin cuvinte ademenitoare. Nu știu cine ți-a rostit cuvinte ademenitoare la școală, la locul de muncă, în societate, Doamne ferește în biserică. Nici să nu ne închipuim așa ceva. Doamne ferește în biserică, zic. Dar ascultați care este rezultatul. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, care n-au aceste podoabe, au altele, dar pe astea nu. Că uneori n-au loc unele de altele. Când le ai pe cele duhovnicești din Belșug, nu-ți mai trebuie astea firești. Și cu cât ai mai mult de astea, n-au loc celelalte, nu conviețuiesc împreună. Am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străine și-a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă? Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o prostituată și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpă. Picioarele nu-i puteau sta acasă, când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Sunt femei și bărbați în lumea aceasta, manipulați de diavolul, de duhuri rele, să compromită integritatea creștinilor, a copiilor lui Dumnezeu și câți n-au căzut victimă. Pentru că asta vrea satana, să zrăpească puritatea scumpă tânără și scump tânăr. Și când a făcut lucrul ăsta, te-a discreditat, Vei rămâne cu o umbră de vinovăție pentru tot restul vieții. Pentru că Dumnezeu te poate curăți și te poate ierta. Dar dacă ai fost în casa lui Dumnezeu, astea nu se numesc vremuri de neștiință. Vei trăi cu, conști... cu, cu, cu consecințe amare. Pentru că nu vei mai fi niciodată cum ai fost. ia l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Vreau să fac o paranteză. Mai stimați tineri, terminați odată cu hagurile astea, toată ziua bună ziua, fetele cu băieții când se văd, oh, gimie, me, me give you a hug, hug și cu unul, hag și cu altul, hug cu ea, hug cu el, terminați-vă odată cu hagurile astea, toată ziua. Pentru că apropierea aceasta intimă între trupurile voastre produce explozii chimice pe care nu le puteți controla. și vă veți întina sufletele gândindu-vă la alte lucruri decât cele sfinte. Veți grijă, vă rog frumos, nu sunt lucruri de dorit între copiii lui Dumnezeu. Am trăit vremuri când tinerii considerau până și aceste lucruri o întinare. Tinerii credincioși, adevărat credincioși. Îmbrățișările și sărutările sunt în intimitatea familiei. E adevărat că erau vremuri când frații se îmbrățișau unul pe altul, surorile se îmbrățișau unul pe altul, în ziua de astăzi și cu astea mai încet. Știu că sunt sărutări sfinte, dar n-au etichetă. Eram datoare cu o jerfă de mulțumire, i-a spus, cu o față fără rușine, i-a spus. Azi mi-am împlinit juruințele, o, oh, vine și pe panta asta spiritualului. Și să vedeți cum se amestecă lugul lugu cu Doamne, Doamne. Hai să cântăm la biserică, hai și în altă parte. Nu merge, nu merge așa ceva. Doamne, Doamne, nu iartă pe lugul lugu. Să știți, Viața compromisă nu poate fi compensată cu închinările noastre, cu cântatul într-o formație, cu o slujbă în biserică. Nu! Dumnezeu nu zice, m-am întors un pic cu spatele de, de rușine a rușinilor, dar aia de acum ce frumos mă laudă. Nu ajută la nimic. Mi-am împodobit patul cu un velitor, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Știi că te caută cel rău, sub diferite forme, și când te găsește, te înghite, că asta caută, să înghită. De aceea ia serios acest avertisment, ia-l în serios, nu te juca. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară vino! Ei nu mai spun ce urmează, că mi-e rușine. Tot vorbindu-i, ea a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă. Ca pasărea care dă buzna în lați, fără să știe că o va costa viața până ce săgeata și străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurimele. Încremeniți un pic, opriți-vă puțin, nu vă gândiți ce veți face de seară după biserică, nu vă gândiți ce distracții vă așteaptă mâine, haideți să înțelegem cu seriozitate mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Să nu ți se abată inima spre calea unei astfel de femei sau bărbat. Nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Dacă ar trebui să personific această femeie, i-aș spune desfrânarea, imoralitatea, multe victime a făcut. Ce mai faci? Casa ei este spre drumul locuința locuinței morților. Drumul care coboară spre locașurile morții. Ascultați ce spune cuvântul domnului Iacov 1 de la 12 la 15 ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi Cununa Vieții. Vre o podoabă? Nu e o podoabă mai frumoasă decât Cununa Vieții, dar pentru ca să ajungi la ea. Tratează pocăința și credința cu seriozitate. Nimeni, când este ispitit, să nu zică că sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El Însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare, când este ispitit, este atras de, fo de pofta Lui Însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Este un cuvânt în Matei 5, 27 la 30, Domnul Iisus Hristos spune, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dar acum ascultați un pic ce spune cuvântul Domnului, Lucrul ăsta este foarte, foarte important. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă l de la tine, că ce este spre folosul tău, să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, că ce este spre folosul tău, să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Nimeni nu ne cere să ne amputăm vreun mădular, nimeni nu ne cere să ne mutilăm. Principiul este următorul. Dacă atât de importantă este mântuirea, încât de dragul ei și de disperarea de a nu pierde, ar fi mai degrabă să ne tăiem mâinile, picioarele, să ne scoatem ochii și să ajungem șchiop și ciunge în viață, dacă atât de prețioasă este mântuirea. Stau și mă gândesc de ce de multe ori ne este așa de greu să renunțăm la niște lucruri care nici măcar nu fac parte din trupul nostru, că ajungem imediat la ele. Și ascultați ce spune în Romani 14 cu 13, pentru că până acum am pus accentul pe cel care se uită și poftește. Dar de ce se uită el și de ce poftește? El e vinovat. Foarte bine. Ea nu e vinovată, scumpe surori. Există o, in o industrie adevărată a indecenței, a purtării indecente, de haine indecente, care să ademenească. Nu cădeți victimă acestei industrii. Ascultați ce spune în Roman 14 cu 13. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Rețineți aceste două expresii. Piatră de potignire și prilej de păcătuire. N-ai voie să fii pentru fratele sau sora, nici piatră de potignire, să se uite și în loc să asculte cântarea, în loc să asculte mesajul, în loc să se uite, să vadă cum arăți și să spună, nu primesc. Pentru că nu e o jertfă curată. Asta este o piatră de potignire. Dar și mai rău, un prilej de păcătuire, când unul mai slab se uită și poftește. A face lucrul acesta înseamnă a fi o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. A patra podoabă despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu este podoaba smereniei. Acum, cuvântul podoabă și cuvântul smerenie par o contradicție de termeni. Însă, pentru omul duhovnicesc, nu există o podoabă mai frumoasă decât smerenia. Smerenia este o podoabă. Împodobește sufletul și viața unui credincios. În 1 Petru, capitolul 5, versetele 5 și 6, toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar. Sub mânatarea lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe. Dragii mei, smerenia îmbracă multe forme în viața omului și în viața credinciosului, că la credinciosul duhovnicesc ne referim. Iacov descrie în capitolul 2 o situație foarte interesantă din Biserica de atunci. A fost o vreme când în biserică, dacă apărea cineva îmbrăcat într-un anumit fel, cu anumite podoabe, toată biserica spunea, e din lume, a venit cineva din lume în biserică. Predicatorul, dintr-o dată, avea foarte mult har de evangelizare și vorbea de evangelizare pentru că spunea, avem prieteni la adunare. Era o stigmă pentru un credincios să nu fie smerit în punct de vedere și al atitudinilor, și al purtării, dar și al imaginii exterioare. Ascultați încă din biserica primară ce se întâmplă. Iacov 2, de la versetul 1. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Isus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun. Și apoi ziceți săracului, tu stai acolo în picioare sau șez jos la picioarele mele. Asta nu înseamnă pe scaun, asta înseamnă pe pământul gol în primul secol al creștinismului. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înși vă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? ascultați, spre iubiții mei frați, n ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acestea ca să-i facă bogați în credință și moștenitori a împărăției pe care a făgăduit-o celor ce iubesc și voi înjosiți pe cel sărac? Scumpii mei, smerenia a ajuns să fie disprețuită în ziua de astăzi. Vreau să vă spun, chiar dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat în țara aceasta și ne-a binecuvântat, asta nu înseamnă să trăim în mod extravagant. Cuvântul lui Dumnezeu spune: dacă avem ce mânca și ce îmbrăca, să fim foarte mulțumiți, să fim foarte fericiți. Nu e așa că cele mai mari îngrijorări ale vieții noastre nu se leagă de îmbrăcăminte și mâncarea de fiecare zi, de pâinea de toate zilele? Știți ce provoacă aceste disperări, aceste obsesii de mai mult? Mândria. Lipsa smereniei din viața noastră. Sunt mulți care au încercat să intre în competiție cu alții și și-au rupt gâtul și s-au nenorocit. Nu pentru că n-aveau tot ce trebuie, ci pentru că au vrut să proiecteze o imagine la nivel cu alții care aveau mai mult. Aceasta nu este o calitate a credinciosului duhovnicesc. Întrecerea, competiția, locurile de frunte, locurile mai din spate, în poporul lui Dumnezeu. Oh, nu, 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 nu noi nu avem locuri speciale, avem locuri speciale pentru părinți cu copii mici, dar nu avem locuri speciale pentru oameni mai sărați și mai înstăriți, nu avem asta. Însă, dragii mei, s-ar putea să le avem în mintea noastră și în felul cum ne judecăm și ne evaluăm unii pe alții. Tu ai o biserică în tapul tău, cu atâtea scaune, cu cât sunt cei din jurul tău, cât sunt cei din jurul tău, atâtea scaune sunt acolo și îi așezi pe unii și pe alții. Sunt tineri care, dacă ei provin din familii mai înstărite, nu se fac prieteni cu tineri din familii mai simple. Păi în biserică nu sunt oameni mai sofisticați și oameni mai simpli. Biserica Domnului Isus Hristos trebuie să fie una și nimeni nu trebuie să se simtă disprețuit, badjocorit și înjosit în Biserica Domnului Isus Hristos pe asemenea criterii. Mai este o podoabă pe care ne-o recomandă Cuvântul lui Dumnezeu, este o podoabă foarte importantă. Mă adresez unui segment din biserică, foarte important pentru biserică. Nu avem așa mulți, dar avem buni. Este podoaba seniorității. Asta înseamnă cei care sunt mai în vârstă. Vedeți, în textul citit, spune în partea a doua, versetului 6, ficele ei, Asarei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Sunt mame și fiice din punct de vedere duhovnicesc. Și există o podoabă a bătrâneții. A fi în vârstă nu e un lucru rușinos în Biserica Domnului. Spune în Proverbe 20 cu 29, Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Nu știu de ce perii albi au devenit dușmanii noștri în ziua de astăzi. Scump, frați și surori, nu e nicio rușine. Perii albi sunt foarte frumoși. Sunt de dorit. Eu, când eram mai tânăr, abia așteptam să îmi crească păr alb, că mă gândesc că mă lua frații mai în serios. Am devenit păstor la 24 de ani. Și mi-aduc aminte cu mult ză, năduf și zăduf că un frate i-a spus la altul, băi frate, îmi place de copilul ăsta, dar păi Doamne iartă-mă, cum să mă păstorească el pe mine? Omul sărac avea vreo 60 ceva de ani. Am stat și m-am gândit: Las că mai pun eu 20 de ani pe mine, și când o ai avea păr alb, am să te pot păstori dacă îi mai fi în viață. Vârsta, pe, perii albi, nu se referă neapărat la perii albi. perii albi pe unii nu-i ajută la nimic. Vârsta mai înaintată vine cu o mare responsabilitate, frați și surori, mai în vârstă. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Tit 2, de la versetul 2. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji. Nu am crezut pe frații mai în vârstă până când n-am început, să, -am început să picotez, să închid ochii în timp ce vorbeam cu careva din familie, mai vorbeau cu mine și începeam să picotez. Și asta vine cu vârsta. Aici nu se referă neapărat la a fi întreați din punct de vedere fizic. E bine să fii întrejat din punct de vedere fizic, mai ales în casa Domnului. Dar a vegea din punct de vedere spiritual. Frați și surori în vârstă, nu închideți ochii la ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Aveți responsabilitatea și aveți autoritatea vârstei de a spune unuia sau uneia. Nu faci bine, nu e bine. Când are cum să se supere pe matale. Mi-a spus un frate zilele trecute că tare ar fi vrut de o vreme să-mi dea niște sfaturi cu privire la aspecte legate de uh, meniul zilnic, de Pepsi și Cola și așa mai departe. Și frate, am vrut să spun, dar zice, m-am temut că te super pe mine. Am spus, frate, stai liniștit că nu mă supăram, dar nici nu te ascultam. Auziți, și dacă nu vă ascultă, spuneți-le. Că stă acolo în cui minții, vorba respectivă, îndemnul respectiv, mustrarea respectivă și e posibil să aducă roade. Să fie treji vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare sau bârfitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere, pe suror mai în vârstă, scumpe mame, să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Și aici vreau să fac o paranteză. N-ai cum să-ți iubești doar copiii și nu și bărbatul. Că sunt mame care spun, mor după copiii mei. Și-și bărbatul. Nu există. dacă îți urăști bărbatul, îți urăști și copiii. Că e vai de casă unde e dezbinare între bărbat și femeie. Suror mai în vârstă, mamelor, învățați-vă fiicele, învățați-vă surorile mai tinere din preajma dumneavoastră să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. În al șaselea rând, o altă podoabă este podoaba supunerii. Am amintit deja aspectul supunerii și al slujirii. Pentru că nu se poate slujire fără supunere. În 1 Petru 5 cu 5 spune cuvântul Domnului, tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni. Vreau să fac o paranteză aici. Știu că tinerii mă vor înțelege. Cine stabilește? Pentru fiecare generație normele de comportament, ce e bine și ce e rău, ce e voie și ce nu e voie. Spune Biblia că fiecare generație își stabilește pentru ea standardul și legile și regulile nu. Generația de dinainte. Pentru fiecare generație, poruncile, rânduielile, normele de comportament, nu sunt stabilite de generația aceea însăși, ci de generația de dinainte, care lasă o moștenire copiilor. Asta înseamnă o mare responsabilitate pentru noi. Ce moștenire lăsăm dar e o mare responsabilitate și pentru voi, tineri dragi, să o acceptați și să ascultați de părinții voștri, spune cuvântul lui Dumnezeu, de cei în vârstă. Nu disprețuiți învățătura celor în vârstă, că ei n-au energia și puterea voastră. Sunt depășiți din multe puncte de vedere, nu cunosc electronică, habar n-au mulți dintre ei cei aia iPhone și computer. Dar să știți că au școala vieții la picioarele Domnului Isus Hristos. Și învățăturile lor sunt mai preț decât de toate podoabele după care vă zgâiți ochii și vi se aprind dorințele și poftele. Vă să-L observați pe Domnul Isus Hristos care înainte de cel mai suprem act de supunere, crucea, vine înaintea ucenicilor. Și Biblia spune în Ioan 13 că s-a dezbrăcat de hainele sale. A dat jos haina aceea atât de prețioasă pe care au ajuns să-și o împartă și-au împărțit multe, dar haina aia n-au vrut să o sfâșie, că era prețioasă, era dintr-o bucată și au preferat să o tragă la sorți. Soldații romani! Și podoaba Domnului Isus Hristos a fost un ștergar. Înainte de patima sa, înainte să-și aducă trupul ca jertfa, a dat o ultimă dovadă de smerenie și de slujire. Dragii mei, cel mai împodobit în tot timpul activității sale pământești a fost momentul în care Domnul Isus Hristos s-a plecat la picioarele fiecărui ucenic și le-a spălat. Asta este podoaba pe care ne-o cere Dumnezeu. Este una dintre cele mai mari catastrofe ale creștinismului din ziua de astăzi, atunci când credinciosul vine la biserică să fie slujit. Spun foarte sincer, ne-am gândit de la începutul anului la un pachet cu informații, cine suntem noi, ce oferim noi. Probabil că îl vom face într-o formă mult mai atenuată, pentru că am ajuns la următoarea concluzie. Am devenit ca un restaurant care ne facem reclamă, ca o companie de servicii care ne își face reclamă. Dacă veniți la noi, vă oferim asta și asta, beneficiile sunt imense. Nu vrei să fii nicăieri altundeva decât la noi, că aici este cea mai bună mâncare, aici sunt cele mai bune produse. Și creștinul căruia îi se cere să vină în bisericii cu darul cu care a fost înzestrat să slujească altora, vine să îi se întindă un fotoliu măreț, să fie pe tron și toți ceilalți să se plece la picioarele lui, să le spele și să-i slujească. Nu este podoaba unei adevărate biserici, nu este podoaba unui adevărat creștinism. Podoaba adevăratului creștinism este să depui efort, să transpiri, să te investești, să cheltuiești și să faci din dragoste totul pentru aproapele, pentru cel din jurul tău, pentru cei din jurul tău. Asta este podoaba slujirii la care ne cheamă Dumnezeu. Și apoi, în ultimul rând, și probabil o să las puțin și pentru altă dată, podoaba simplității. V-ați gândit vreodată, mă refer și la frați, dar mai ales la suror, v-ați gândit vreodată, scumpe surori, că femeile din lumea aceasta aproape că nu le poți vedea de atâtea accesorii. Și de atâtea împopoțonări, și vopsele, și apsipilduri, și brizbiri, brizuri, uh, nu, nu mai vezi pe ea. Vezi toate aceste aspecte, de toate aceste podoabe. Simplitatea e frumoasă. Îmi povesteau uh, dintre cei care au fost la Lake Williamson la tabăra de vară. Cine credeți că a venit acolo? O echipă de menoniți. Și... au jucat volei, dar îmbrăcate în îmbrăcăminte de menoniți, cu bonețele pe cap, la aer liber. Probabil că la ai noștri li s-au părut caragioși, știți până când? Până când au vrut să joace volei cu menonițe și cu menonitele și au noi nu jucăm cu voi, nu avem voie să jucăm cu voi. Scumpii mei, există o frumusețe în simplitate. Simplitatea are farmecul ei, scumpe tinere. Și în textul citit spune, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepiritoare a unui duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei. 1 Timotei 2, 9 și 10 Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios. scuzați-mă și iertați-mă, predicăm Evanghelia și trebuie să spunem ce înseamnă în chip cuvincios. Că în ziua de azi fiecare are standardul lui de ceea ce înseamnă cuvincios. Cuvincios înseamnă așa și așa, nu așa și așa, înseamnă așa și nu așa, că pentru mine asta este un loc privat, așa, înseamnă nu prea strâns, nu prea scurt, nu transparent, și cine are urechi de auzit, să audă. Dragii mei, și scumpi frați și scump tineri mai ales, ia căutați voi să depistați acele comore ale sufletului. Ia mai băgați în seamă fetele serioase! Să vedeți cum se schimbă toate, că n -am un cotro. Pentru că mintea unei fete lucrează în felul următor. Ce se cere pe piață? Eu când eram copil și tot auzeam de modă, mo moda, moda, eu am crezut că probabil o fi vorba de faptul că fetele spun moda la unul sau moda la altul, la cine moda? Moda. Dar să știți că moda are de-a face cu moda. Sau nu moda? Și la cine moda? Trebuie să ne întoarcem la un spirit al simplității care apreciază simplitatea, care proclamă simplitatea. Și când simplitatea este la loc de cinste într-o comunitate, și aceea e de apreciat și de respectat, să vedeți cum ne simplificăm toți. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Acum, dacă vorbim de simplitate, vreau să spun una și pentru băieți. Există o cultură a feminizării bărbatului în lumea în care trăim noi. Moda vine sau fashion vine de la Hollywood. Pentru cine are impresia că industria cinematografică a lumii e înțeleaptă și l-are pe Dumnezeu, se înșală profund. Acolo e foarte mult păgânism, ateism, stricăciune, desfrâu, răutate. De acolo nu iese nimic bun. Și ieșit o modă la ora actuală cu care tinerii noștri sunt, de, de care sunt obsedați și înamorați de ea. Haine foarte strâmte pe corp și cât de scurte și evazate dacă unul are părul un pic mai lung de la spate, nici nu dai seama ce este. Biblia știți că spune în Deuteronom să se facă o separare între îmbrăcămintea femeiască și bărbătească. Nu te uiți mai dintr-o parte sau mai de la spate să știi dacă e el sau e ea. Feminizarea aceasta are de-a face cu desfrâul major al acestei țări. Omosexualitatea. Și bărbații au fost învățați să se poarte așa ca să atragă poftele celor din jur. Să nu ne înșelăm. Este o conspirație demonică de mulți ani. Uitați-vă, vă rog frumos, că nimic nu e la întâmplare. Au pus mâna pe școli, pe sistemul de educație, au pus mâna pe media și formează opinia publică în favoarea desfrânării și a răutății. Nu-i de mirare că în momentul de față mai mult de 50% sunt în favoarea lor în țara aceasta. Într-adevăr, trăim într-o eră nu postmodernă, ci post postcreștină. Vreau să citesc câteva versete și apoi Vom încheia și ne vom ruga. Isaia 3, 16 la 24, doar le citesc. Și dumneavoastră cred că aveți suficient discernământ și înțelepciune să trageți concluziile. Isaia 3, 16 la 24, Domnul zice. Pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel și zornă cu verigile de la picior, ăsta era poporul Domnului. Poporul Israel. Domnul va pleșuvi creștetul capului ficelor Sionului, Domnul le va descoperi rușinea. În ziua aceea, Domnul va scoate verigele care le slujesc ca la picioare și sorișorii și lunișoarele, cercei, brățările și maramele, legăturile de pe cap, lănțișoarele de la picioare și brâile, cutiile cu mirosuri și băierile descântate, inelele și verigile de la nas, hainele de sărbătoare, și că mășile cele largi, mantiile și pungile, oglinzile, și că mășile subțiri, turbanele și maramele ușoare, și atunci în loc de miros plăcut va fi rău mirositor. În loc de brâu o funie, în loc de păr încrețit, un cap pleșuv, în loc de mantie largă, un sac strâm, un semn de înfierare, în loc de frumusețe. Nu uităm Duhul Izabelei, doi împărați 9 cu 30, Iehu a intrat în Israel, Izabela, auzind lucrul acesta, și au însprincenele și a împodobit capul și se uita pe fereastră să-l ademenească pe noul împărat. N-a reușit, au aruncat-o de la fereastră. Apocalipsa 2 cu 20, pericolul Izabelic în biserică, dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jerfite idolilor. Dragii mei, ce să facem și de ce? Ascultați o diferență marcantă între două femei din Apocalipsa. În 17 cu 4, femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe, cu mărgăritare. Vă rog să observați diferența dintre împodobirea aceasta fizică și cea spirituală pe care o alegea, care este a Domnului dintre ele. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curvie ei. Și apoi spune Biblia în Apocalipsa 18, 14 la 16, care este soarta ei. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de fricatinul ei, vor plânge, și se vor tângui și vor zice, vai, vai, cetatea cea mare care era îmbrăcată cu un in foarte subțire, cu purpură, cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu margaritare. În antiteză vă rog să observați o altă femeie, Apocalipsa 19, 78, să ne bucurăm, să ne înveselim și să-i dăm slavă că a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat, inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Ce a făcut un om atunci când a mers spre casa lui Dumnezeu, Geneza 35, versetele 2 la 4, Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți Dumnezei străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, vai, câte garderobe n-au nevoie de o reformă totală. Eu în zilele astea trebuie să-mi schimb hainele, dar de nevoie, nu de voie. Unii ar trebui să ducă să facă curățenie în dulapurile lor. Ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei lui Iacov toți Dumnezei străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Dar ascultați, nu numai că i-au dat, i-au luat. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul de lângă Sihem. Probabil că ar trebui să facem control la unghiile multora, pline de pământ. Se scormonește mult de tot pe lângă stejarul ăsta în ziua de astăzi, în biserici. În Exod, capitolul 33, de la versetul 1, Domnul a zis lui Moise, du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului, suie în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând seminții tale o voi da. Voi trimite înaintea ta un înger și voi zgoni pe cananiți, amoriți, setiți, fereziți, heviți și ebusiți. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău. Vei fi ca un alt imperiu din lumea asta, cu o altă împărăție, fără Dumnezeu. Trimit un înger, te-am făgăduit, am promis, vă dau țara, dar n-am să fiu cu voi, n-am să fiu Dumnezeul vostru. Nu mă voi sui în mijlocul tău ca să nu te prăbădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat una din marile probleme ale zilelor noastre este încăpățânarea de a nu asculta de cuvânt, de a nu asculta de scripturi, de a nu asculta principiile scripturilor. Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat și nimeni nu și-a pus podoabele pe el. Dragii mei, e vremea aceasta o vreme a podoabelor? Am popoțonării? Asta ne lipsește nouă astăzi? Asta e prioritatea noastră. Și Domnul spune poporului, aruncă-ți acum podoabele de pe tine. Dragi mei, de multe ori podoabele trebuie aruncate. Trebuie o rupere brutală. Să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești. Despărțirea asta așa melancolică le aduce înapoi după vreme. Trebuie să existe o ruptură și voi vedea ce îți voi face copiii lui Israel și au scos de pe ei podoabele și au plecat de la muntele Horeb. Și acum întrebarea se pune, cine vrem să fim? Cu cine vrem să semănăm? Al cui chip vrem să-l purtăm? În Roman 12 cu 2 spune Biblia, să nu vă potriviți chipului veacului acestui. Veacul acesta are un chip. Pare frumos. Este un chip care fascinează pe mulți. Și vor să-l copieze. Vor să se conformeze chipului acestuia, să arate ca lumea. Dar ascultați ce ne cheamă Domnul. Ci să vă preface, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și vreau în seara aceasta să ne punem întrebarea, care este voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Și frate și soră, atunci când mergi la magazin să-ți faci cumpărăturile, uită-te la articolul respectiv și întreabă-te, este în voia lui Dumnezeu îl onorează pe Hristos face parte din chipul lui Hristos sau este chipul lumii când te uiți în oglindă privește-te cu atenție și întreabă-te cu cine semeni? semeni Domnului Iisus Hristos sau semeni cu orice alt om din lumea aceasta care nu-L slujește care nu crede în El și care nu-I aparține